ai spus băieților la pauză? Erai condus cu 2-1 și sunt curios. Ați făcut semn anumite greșeli la început, mai mult defensive. Ofensiv jucam bine, numai că atacanții coborau prea mult în... Nu știu, jucau între ei, nu jucau în spatele mijlocașilor azeri, coborau prea mult și nu aveam în față, cu toate că am produs și în prima repriză un fotbal destul de bun. Am zis doar atac, că trebuie să stea mai sus, să stea între linii și să avem răbdare, să construim, să circule mingea și să combinăm, pentru că cu siguranță vom da acolo. Gică, eu vreau să te întreb ceva. Da. Aseară, înainte de minutul 55, ai gândit la pauză cele două schimbări? Sau în momentul ăla cu 5-7 minute ți-ai dat? Le gândești înainte de meci. Eu înainte de meci nu ies pe teren o oră, stau în vestiar și atunci îmi notez toate posibilitățile care aș putea să le fac în meci și ar putea să se întâmple, pentru că sunt ultimele momente și trebuie să ai în gând cam ce schimb trebuie să faci, ce sistemul, că am schimbat și sistemul. Exact, ai schimbat în minutul 55 și după 3 minute ai dat gol. Da, toate sunt gândite înainte, n-ai cum să, chiar dacă în teren reacționezi la ce se întâmplă, dar trebuie să fii pregătit dinainte să ai alternative. Vreau să te întreb ceva, dar sincer, la 2-0 pentru ei pe un fond bun al FCSB-ului, care vă închideau, voi atacați, da, dar ei v-au închis. Te-ai gândit că poți să pierzi titlul? Nu, m-am gândit că jucăm acasă, știam că acasă jucăm, marcăm goluri. Și de la început, din prima zi de când am pregătit meciul, că înainte trebuie să marcăm golul ca să putem să câștigăm. De obicei noi pregătim să marcăm cel puțin 3 goluri, așa că, na, odată ne iese, odată nu, dar de data asta ne-a ieșit. A trecut Steaua cu FCSB-ul și cu Craiova. Bun, și nu te-a strâns așa o mână nevăzută de suflet, așa, la 2-0? Nu, în momentul acela, bineînțeles că toți eram puțin pentru, să zicem, jumătate de minut sau 20 de secunde, dar după aceea, imediat, mintea mea a fost să le dau un semnal echipei, să le ridic moralul și să meargă să atace în continuare, să jucăm fotbal nostru, că nu poți să lași. Meciul are 90 de minute și oricând e posibil să marchezi. Și cum mai spune un motto de-al meu, nu contează cum încep, contează cum termin. Așa că... Da, și ați terminat. E cel mai frumos titlu luat de cea mai frumoasă echipă de mulți ani. Să știi, vorbeam cu prieteni care nu țin cu voi, n-au nicio treabă cu Farul sau... Orice titlu e frumos, orice... Dar nu știu, ăsta mi s-a părut, nu știu, e și... E un vis împlinit, eu cred că pentru fiecare, pentru noi toți. Chiar dacă personal eu am câștigat multe, dar orice titlu e foarte, foarte important. Fiecare vine la momentul lui, trebuie să se bucuri de el, pentru că în spate e o muncă multă. Un an de zile, ședințe, planificări, supărări, momente de fericire, deci toate adunate se strâng în acest moment, care a fost unic, publicul a fost incredibil, deja la Constanța din ce în ce suntem mai mulți, se aprinde inima la tuturor față de Farul și sperăm să facem din ce în ce mai bine. Ei, și stai, că o să aveți stadion, nu? Cât o să aibă stadionul? Da, 18.000. Ei, 18.000.